Steven Spielberg. If anyone's gonna win this competition, it's me. It's not about winning. It's about playing. Ready Player One. Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online. Sunt aici împreună cu Pisica. Bună. Și astăzi vom porni la drum cu cele mai noi mașini. Bineînțeles, mașinile astea două au fost introduse în joc în update-ul anterior. Și am apucat să vi le arătăm. V-am arătat-o doar pe aia la altă care arăta ca un monstru. Așa că să vă vom arăta pe asta și o vom tuna. Vom face tot felul de nebunii. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place GTA Online și dacă mai vreți să mai facem și alte episoade. Și asta îmi seamănă cu un Ford Mustang de la vechi. Nu se pare? Cam așa ceva. Este un muscle, se simte că e muscle. Sunt foarte curios să văd cum se tunează. Nu pare foarte rapid la o primă vedere, din ce văd. Dar știi ce? Hai să mergem să tunăm și noi în altă zonă. Hai să mergem la tuningul ăla de jos. Vrei? Ăla de unde de jos? Știi că sunt trei, bine, trei, sunt mai multe, dar trei în oraș. Este ăla care e lângă aeroport, dar nu ăla. Ăla care e după pod. Sub podul. Da, 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 acolo. Ca să ne dăm și noi seama de cum se controlează mașinuța până acolo. Na, o mai tunăm, mai nu știu ce. Vedem care e trebușoara. Am văzut că vă place foarte mult GTA Online-ul. Chiar nu mă așteptam să vă placă atât de mult. Și chiar am văzut că este apreciat, adică se strâng multe like-uri, se strâng multe comentarii. Deci vă mulțumim din suflet pentru asta și uite un hashtag special pentru voi. Hashtag. Hai să ne gândim la un hashtag. Ceva legat de Paște. Ceva, hashtag Paște, frate. Hashtag Paște, că vine Paștele. Vin cozonacii, sarmalele. Doamne, mamă, frate, doamne. Deci e clară treaba, da? Deci hashtag Paște. Și ăsta e un hashtag așa special pentru voi. De obicei le dădeam mai târziu hashtag-urile, dar acum am zis, bă, azi fie mai devreme, deci toată lumea care l-a văzut, puteți să-l folosiți în comentarii unde vreți voi. Da, nu e foarte rapidă, n-am să zic, e rapidă că nu e rapidă deloc, adică e... E iurea că nu am aici un de ăsta să-mi arate câți kilometri am. Da, ca în real life, da. Așa, poate poți să dai seama cât prinde o mașină. Poți să te uiți acolo, te uiți jos, te uiți jos. Ai kilometraj în bord. Zic să-mi arate direct, fără să mă mai uit eu în bord. Bă, acolo. Da, și asta e adevărat, dar n-am. Sper să pot tuna mișto pe asta. Bă, sincer să fiu, prea multe variante nu ai, doar o mai lungești la bot puțin și arată bine, nu e rău. Da, na, oricum s-ar tuna, noi vă arătăm. Ok, ok, Poți să-i scoți, se vede eșapament de acolo. Să le scoți prin față. Poate pui motorul afară, du-te în PC. Păi îmi place. Așa îl fac. Ce? Uite, exhaust pe laterală. Așa. I-am pus exhausturile pe laterală, fix pe laterală. Da, deci stai așa, că vreau așa. Stai, că vreau să-i bag motorul. Pac. Horn, lights. Și are și exhaust, stai puțin. Xenon. Exhausturile ți le pune prin față, ai țevile de eșapament, da, lângă știu. Motor, cum ar veni. Și eu mi-am ales-o pe aia, a doua variantă. Neon color nu o să bag încă, că nu știu exact ce nici culoare eu, o fac. Nu știu ce culoare. Oh, avem livery-uri, frumos, frumos, frumosețe. Tot timpul la livery-uri, nu știu ce livery-uri fac, pentru că nu știu ce culoare o să fie pe total, uite, știi? Bine arată cu roșu și cu negru, dar n-am să fac așa. O să păstrez ăsta. E ca o mașină de curse, zici. Păi eu... Fac așa. Să fie mai simplistă la, mă gândesc, uite, cu două linii albastre pe mijloc. Hai să vedem. Mamă, cât de mișto arată pe metalicul ăsta, du-te de aici. Să-mi pun unul de ăsta? Hai că-mi pun unul de ăsta așa. Respray, hai să vedem ce culoare facem. Bine rău. Sau este să mai încerc ceva? Un mat, mă, un mat n-am mai folosit de mult. Un negru mat. Așa era bun, dar n-am așa ceva. Un negru mat? Stai să văd dacă pot să-i pun alea din mijloc să fie ceva. Stai să mă duc să umblu la livrări. No, nu mă lasă să schimb asta din mijloc. Un negru mat cu livery. Stai să văd ce livery s-ar potrivi pe negru mat. Un galben de ăsta, uite așa. Suspensi. Să vedem. Arată periculos. Un negru turbo cu galben, îmi place. Hai că îmi place pe negru mat. La roți, da. Mare merită schimbate. Alea sunt alea default, le știu de când lumea. Da. Da, uite, și un alb ar merge, un frost white. Și un frost white ar merge tot pe culoarea mată. Da, nu, negru îmi place.
Bun, hai să vedem suspensia, o lăsăm în jos. Transmisia tot așa frumos, turbo, bam, bam. Wheels. Un blue. La wheels trebuie să-i pui de la muscle, cred. Da, de la muscle i-am băgat și eu. Muscle, dar nu știu exact ce muscle să-i bag. Bun. Și trebuie să dau eu aici. Cred că am să-i bag unele care să fie mai mărișoare. Uite, astea sunt mai mari. Ah, nu. Ceva astea sunt default. Astea la alte ce le avem noi sunt mai mici. Ca diametru. Totuși am să le pun pe astea. Așa. Bun, wheel color. Nu pot să-i pun momentan. Tire design. Bine rău. Bulletproof tires. Tire smoke. Nu e negru, negru, știi? Arată bine. Bă, mie îmi place. Negru mat arată super. Deci n-ai ce să-i comentez la negru mat. Faza e că nu mi-am pus neoanele. Oh, shit. O să le pun galbene, ca să dea un contrast. Neoanele. Hai să mergem aici. Mamă, deci cum sar flăcările pe... Mamă, ai văzut? Ea apasă space și apasă înainte de multe ori. Mamă, arată genial. Max, vin aici. Păi stai că nu mi-am pus neoanele. A, am crezut că ți le pus și ai ieșit. Nu, acum mi le pun. Stai așa. Am uitat să le pun. Lights, neon kits, neon color, vreau ceva galben. Cred că ăsta, golden, yellow, nu, golden, golden, ăsta, golden shower. Perfect. Zic că arată bine așa, iau ce frumusețe. Dacă m-aș fi dus la un concurs de ăsta de... Bă, dar pe partea de spate ai avut ceva să modifici? Că eu n-am avut. Nu, nu. Mamă, cum sar flăcările prin fața, ai nebunit? Mașina asta trage cu flăcări, ești nebun? Dacă pui un mic acolo, îl faci. Pui o tigaie, pui ceva, wow. Da, așa că, fiind masă la lunecă rău de tot. Da. Dar e genială, frate, e genială la cum arată. Dar nu ești la mine? Dar nu știu unde ești. Dar te văd pe hartă, dar... pod. Păi, nu știu, nu eram pe pod, eram aici. Habar n-am, te-am văzut că ești departe și m-am dus după tine și nu te-am văzut. Vino, uite-mă. Mă vezi? Stai așa că mă duc să-mi mai repar o dată că am stricat-o încăutându-te pe tine. Eu nu știu unde te-ai dus. Da, așa, o secundă. Ai era că nu poți, adică gen, ți se zgârie, ți se, trebuie să ai grijă mare. Da, când e cu matul ăla, da. Unde ai pus-o? Acolo unde e lumina. A, ți-ai și deschis-o. Da. Asta arată, îmi dă un feeling de Fast and Furious mașina asta. Da, uite ce bine arată. Păi chiar că zici că e o mașină de aia așa. Corect? Zici că e mașina... Da. Nu zici că e mașina lui Vin Diesel asta? Nu știu. Mi-e așa mi se pare. Nu, nu mai țin minte. Zici că e fix mașina lui Vin Diesel. 100%. Arată genial. Mie îmi place... Îmi place foarte mult cum ți-ai făcut-o și tu. Dar vezi când s-a închis portbagajul. Încă ți-e deschis aici portbagajul. Lol. N-ai nimic în portbagaj. Gata. Ia. La tine, eu nu pot să... Ba da, pot să văd și flăcările tale. De aia. Așa fac cu flăcările mele. Mam. Pe ale tale nu pot să le văd. Eu le văd ocazional pe ale tale. Wow. Ia să le văd din first person. Bă, cum se eu... vede? Deci trage ba, cu flăcări. Ce nasol e că nu pot să-mi... Facă înăuntru, bordul și cu volanul nu mă impresionează. Deci, uite-te puțin, să zicem când faci startul de pe loc, da? Apasă W drept înainte și vezi cum face. Trage cu flăcări. E nebună mașina asta. Bă, și zi, acum parcă se mișcă mai bine, de când i-am pus turbo pe ea, da, clar. E, nu, se simte bine, arată bine. E ca lumea. Și asta am impresia că, nu mai știu, parcă îmi ziceau ei că ar fi o mașină din San Andreas. Nu mai știu sigur 100% dacă păi, chiar e. Nu mai țin minte. Chiar nu mai țin minte. Da, se descurcă bine rău de tot. Mi-au făcut roțile cromate. Hai până la garaj, la mine. Hai. O să mergem până la garaj. Și să văd dacă am o mașină... Și cum era una similară cu asta? Dacă mai ții minte, parcă am mai lansat muscle-uri în genul ăsta. Da, parcă da. Să văd dacă găsesc vreo una. Să facem o întrecere, să vedem dacă o bate pe aia veche, știi? Dar nu știu sigur dacă o să găsesc. Dacă nu, nu, eventual să scot altceva, știi, să facem o întrecere. Și să vedem. Dar oricum, super tare, mașinuța se tunează bine. Îmi place foarte mult cum trage cu flăcări. Din, de acolo, de la eșapament. Și din cauza că are eșapamentul sus, se vede genial. Deci se vede, zici că e dragon. Mașina dragon, așa îi zic de acum.
și respiră foc. E nebună. Așa, și acum intrăm la Office Garage 3 pentru că acolo e singurul spațiu unde mai am și eu loc. Și la fel. Bă, deci cred că am să încep să mai scot din ele pentru că deja am prea multe. Ce? Vezi că sunt la interfon. Păi stai așa că nu știu la ce garaj o să mă duc. Am băgat un garajul 3, dar nu știu exact unde mi-e mașina aia, de-aia nu te-am primit. Stai că trebuie să cobor ca să te primesc. Nu știu dacă la Office Garage 3 e. Că eu am 3 garaje aici. Fiecare cu 3 etaje. Nu văd niciun muscle aici care să mă impresioneze. Deci, nici aici. Hai că mă duc la Office Garage... Hai că-ți dau bazin, dar eu dacă mă duc la Office Garage 2, te bagă și pe tine? Nu. No. Păi tu ce faci, rămâi la garajul ăla sau te dă afară? Rămân aici. Pă bune? Uh-huh. Nu cred că te lasă, cred că te ia cu mine. Baaa! Te-a dat afară? Nu, mă da cu tine. Uite, vezi, am uite, asta. Uite, ăsta nu e muscle? Ba da. Bă, de care? Și ăla e muscle, dar ăla nu cred că e tunat. Stai să facem la etaj, de curiozitate. Stai așa o secundă. Că nu mai știu ce mașină am în garajul ăsta. Am intrat pantalonii în fund. E, na. Aaa, uite, ăsta e. Da, adevărat chiar ăsta chiar seamănă. Numai că nu prea la faruri, știi? Hai și la vedem. Spate, dar... Nu, ăsta e altă mașină, ăsta e Dubai și Rapid și aia este, se cheamă altfel. Sunt două mașini, sunt două branduri separate. Dar ambele au sistemul ăsta, vezi? Ambele au sistemul ăsta de... Vezi tot așa cu motorul afară. Scuze. Roțile sunt aceleași. Spatele da. Diferă. Ia, tot așa face cu flăcările, da. Tot așa face cu flăcările, parc. Ăsta are țevile de eșapament mai scoase în afară, vezi? Mai ieșite puțin în afară. Deci da. Hai să facem un test pe aeroport să vedem cum se duc. Hai să vedem care dintre ele, cea nouă sau cea veche. Na, de curiozitate, hai așa să vedem. Hai să pun și eu acolo la aeroport. O să invit o zămană și pe asta. Parcă în aceeași măsură, nu știu sigur. Poate... Păi... Nu, asta nu se viteză. Să zic, poate la asta interiorul e un piculeț mai frumos decât la celălalt, pentru că la asta îl văd mai customizat, așa, posibil să mă fi lăsat să-l customizez, nu știu, sigur. Dar... Depinde dacă e colorat într-o anumită culoare, mașină. Frânele ca de obicei nu țin. Acum, depinde ce fel de... ce preț au fiecare, știi, am impresia că... Nici nu știu unde o găsesc pe aia. Nici eu nu mai știu, la câte mașini au lansat ăștia în GTA, frate, habar n-am, nici măcar nu mă pun să o caut. Ideea e că asta la altă ce au lansat acum nouă, am impresia că e în jur de 900 de mii sau ceva de genul. Da. Parcă 900 de mii, o să mă uit eu imediat. De fapt, hai că să mă uit acum. Nu, la Maze Bank, la Sadun San Andreas este, nu, e 565 de mii. E mai ieftin. 500 de mii, frate. E sigur asta pe care o conduc eu acum, Diuba, și asta e mult mai scumpă. D'accord. Asta e pe puțin 1,5 milion, cred. Asta ce o conduc eu acum. Nu cred. Nu crezi? Pe acolo se învârte. Nu știu. Oricum, hai să vedem cum se compară. Deci, noua mașină versus vechea mașină. Care va câștiga? Tu, cum e cu pronosticul? Cum crezi? Care dintre ele? Mașina, prima mașină, mașina veche. Mașina veche va câștiga? Crezi că e mai rapidă? O simt mai stăpână. Bă, nu știu ce să zic. Sunt două branduri separate de mașini, diferite. Dar totuși seamănă la design. La astea seamănă, știi? Dar nu e aceeași mașină, clar. Sunt două branduri diferite. Aia ce o conduci tu e aia din San Andreas, cică. Pe când asta e varianta din GTA 5. Amă să vedem. Cursa nebună. Uite aici, ne punem amândoi. Fain frumos, hai că te aștept. Imediat, 2 secunde. Da, să știi că s-ar putea să fie mai rapidă. Și pregătită. La amândoi apar, uite, alea de eșapament și sare fum de acolo. Așa, bun, hai. Doar cu W, da? Da. 3, 2, 1 și... Că are startul mai rapid a mea. Dar o ia! Are startul mai rapid, dar o ia la viteză, fiți atenți. Și 500 de mii să o ia la viteză pe asta veche, bă, nu e rău. Da, deci e mai sau? Nu. No. Nu, no. No, mai mă iei la viteză, mă iei la viteză. Deci, cred că la o viteză mai mare, cred că tu mă iei. Hai să mai facem un test atunci. Hai să facem de aici, ca să fie mai multă bandă. Aici, gata? Tot doar cu W, da? Da.
3, 2, 1 și... Da, deci are un start mai leneș a ta. Am să o țin pur și simplu pe W să văd ce se întâmplă. O țin drept. Ok, deci aici clar mă ia la viteză pe la mid-range. Cum ar veni. Și... Parcă încep, parcă pe final încep să iau eu iarăși. Da. Ai văzut? Mm-hmm. Nu înțeleg de ce. Pe drum mai lung să mă iei. Bă, e ciudat, e ciudat. Dar oricum, nu știu, mi se pare o mașină bună pentru 500 de mii, frate, n-ai ce să te plângi. Adică pentru 500 de mii, sigur, îți iei o mașină care să arate bine și tot acum. What the fuck? Ia uite ce are asta aici. Care? La volan. Ia vină, Max, puțin. Ia vină puțin să-ți arăt ceva. Ce are asta la volan. Unde? Ia uite-te din mașină. Uite-te la mine. Ia să văd. Te uiți? Da. Ed. Nu văd. Uite, mă. A, bine, mă, du-te de aici. Nu, nu, nu. Na. Mă, nici să nu te gândești. Am vrut să-i dau foc la mașină. Da, bă, nu știu, sper să bagi un update de Paște. Crezi că o să bage? O, ce o mașină cu rechiușe. Nu, no, cred că o să bagi mașină cu rechiușe, dar oricum. Da, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonașul de like, iar noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!